Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Virginia, astrolog și haideți împreună să vedem ce ne rezervă astrele pentru săptămâna aceasta la capitolul carieră. Prognozele sunt valabile atât pentru zodia natală cât și pentru ascendent. Berbec. Dacă discuți chestiuni importante pe marginea unui contract, o chestiune juridică, o tranzacție sau chiar un proces de vânzare-cumpărare, încearcă să abordezi totul cu cât mai multă grijă, verificând cu atenție termenii sau condițiile. Succesul acestei săptămâni va depinde de abilitatea de a rămâne realist în abordare și de a-ți urma propria strategie. Sfatul unei persoane mai în vârstă îți poate fi de mare ajutor. Taur. Încep săptămâna într-un mod organizat și structurat, cu sarcinile sau responsabilitățile profesionale. Dacă ești nevoit să-ți asumi un rol de conducere sau coordonare a unui proiect, o vei face cu multă seriozitate și strategie, dând dovadă de profesionalism. În a doua parte a săptămânii, pui la îndoială susținerea sau încrederea pe care o ai într-o persoană din cercul tău de cunoștință, însă nu te grăbi în a trage concluziile. Situația nu este foarte clară. Gemeni. Ești mai determinat să-ți aperi interesele și să-ți expui punctul de vedere dacă este necesar. Dacă munca ta presupune contact cu publicul, înarmează-te cu multă răbdare săptămâna aceasta. În ciuda dorinței de a păstra o colaborare cât mai armonioasă pe plan profesional, o anumită situație pare să complice lucrurile, tensionând relația dintre tine și cineva cu autoritate în mediul în care lucrezi. Acționează înțelept și detașat. Rac. O săptămână mai aglomerată și mai agitată. Interacțiunea cu un coleg de serviciu atinge puncte sensibile pentru tine, fapt care te face să fii un pic mai defensiv. Comunicarea poate să nu fie foarte clară, fiecare tinzând să vorbească pe limba lui. Dacă sunt chestiuni de negociat pe marginea unei situații juridice sau unui contract, fii cât mai atent la chestiunile de detaliu, de precizie, întrucât poți omite cu ușurință lucruri importante. Cu răbdare, lucrurile se rezolvă. Leu. Indiferent de situația în care ești, angajatul cuiva sau ai un business propriu, dacă simți că recompensa, aprecierea sau validarea pe care o meriți nu este pe măsura eforturilor tale, va fi destul de greu să-ți ascunzi nemulțumirea. Pe de altă parte, dacă adopți o abordare mai echilibrată și mai cooperantă, încercând să discuți obiectiv lucrurile, s-ar putea să ajungi la o variantă de compromis satisfăcătoare. Fecioară. Dacă discuți situația unui contract sau unei colaborări, nu te aștepta ca lucrurile să decurgă exact așa cum ți-ai propus. Înarmează-te cu răbdare și caută să te asiguri că modul în care comunici cu celălalt este unul clar și transparent, deoarece poate exista un pic de confuzie. Nu este momentul ideal pentru a lua decizii radicale în privința unei situații profesionale, indiferent de natura ei. Ia-ți timp suficient pentru analizarea situației. Balanță. Prea multe lucruri de făcut și prea puțin timp la dispoziție pentru a le face, de aceea încearcă să prioritizezi din sarcini. Miercuri și joi sunt zile destul de contradictorii în care va trebui să găsești rețeta potrivită între timpul alocat muncii și timpul pentru odihnă sau relaxare. Orice domeniu care ține de comunicare, atât scrisă cât și vorbită, susținerea unui interviu sau unei prezentări, sunt favorizate atâta timp cât se mizează pe claritate și transparență. Scorpion. Dorința de bază actuală este să te pui mai bine în valoare, să-ți amplifici încrederea în tine și în abilitățile tale și, de ce nu, să devii mai profitabil și mai eficient în munca ta. În același timp, dacă simți că această recunoaștere sau validare profesională nu este așa cum ți-ai dori, îți propui să investești mai mult în această direcție. Dacă ți se oferă o propunere de colaborare, analizează cu atenție termenii sau condițiile înainte de a te decide. Săgetător. Traversezi o perioadă în care îți propui să investești mai mult în tine. Consider că îmbunătățirea imaginii personale, comportament, atitudine, stil personal, îți poate îmbunătăți și succesul profesional. Însă, asigură-te că asertivitatea de care dai dovadă nu este în detrimentul unei persoane cu care colaborezi sau al unui partener de business, pentru a evita eventualele neînțelegeri. Cu cât îți comunici mai clar intențiile, cu atât ai mai mult de câștigat. Capricorn. Interacțiunea în mediul profesional sau relația cu un coleg de serviciu pot fi mai tensionate săptămâna aceasta, fie nu sunt respectate anumite proceduri, fie cineva poate să nu se ocupe corespunzător de atribuțiile care îi revin. Anumite informații, bârfe sau zvonuri din mediul înconjurător par să atingă un punct sensibil pentru tine, făcându-te să te îndoiești de sinceritatea unor persoane. Însă nu miza pe calitatea sau claritatea informațiilor din jur și păstrează-ți obiectivitatea. Vărsător. Este indicat să păstrezi o abordare cât mai realistă în privința unor chestiuni financiare și să nu eziți să reevaluezi anumite idei sau proiecte dacă consider că valorile sau interesele celor implicați nu coincid.
Sau poți descoperi că nu agrezi deloc politica sau regulamentul unui anumit grup sau asociații din care faci parte, fapt care te face să te repoziționezi. Nu este un moment propice pentru luarea unor decizii financiare importante. Pești. Traversezi o perioadă în care vrei să-ți amplifici vizibilitatea, să-ți expui talentul sau abilitățile, să capeți mai multă autoritate și recunoaștere pentru contribuția ta. Însă săptămâna aceasta poți realiza că pentru a-ți atinge aceste ambiții, ai nevoie să te conformezi unor reguli, unei imagini, unui rol sau unor responsabilități anume, cu care nu ești tocmai cel mai comod sau nu ești sigur de cât de bine ți se potrivesc. Ia-ți timp suficient de analiză. Claritatea nu este punctul cheie al acestei săptămâni. Aceasta a fost prognoza pentru această săptămână. Să aveți o săptămână minunată! La revedere!